avem aici cecurile. Mergem acum spre poștă să le plătim. Vreau să vă spun că suma este mai mare decât descria pe hârtie, pentru că am avut datorii. Vă spuneam că la Bătania de curând s-a mutat o familie din Africa. Despre asta vorbim. Domnul vine să-și plătească factura fără nicio problemă și, așa cum vă spuneam, aici sunt oameni din toate colțurile lumii mai nou veniți. Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Mergem astăzi să plătim datoriile, sau mai exact taxele și impozitele aici în Ungaria. Așa cum vă spuneam, mai avem de plătit aceste taxe și impozite și nu vrem să trecem în anul care urmează cu datorii către primăria de aici din Bătania. Așa că vă invităm cu noi să vedeți cât costă taxele aici în Ungaria și mai ales ce plătim și cât plătim pentru ceea ce avem aici. Pentru cei care sunteți mai noi aici pe canal, vă spunem că aici la Bătania, în estul Ungariei, noi avem așa o casă cu curte, cu teren foarte frumos, undeva în jur de 1000 de metri pătrați are curtea plus o grădină, la care se mai adaugă încă aproape jumătate de hectar de teren pe care avem o livadă de cireși. Așa că pentru toate acestea noi avem de plătit aici taxe și impozite, ele sunt împărțite în două facturi pe care mergem să le plătim acum la poștă. Le-am primit în poșta noastră de acasă în urmă cu ceva timp, le-am deschis, le-ați văzut într-un video anterior, dar atunci nu puteam să luăm cecurile de la primărie, așa că astăzi este deschis la primărie și mergem să luăm aceste cecuri. Ce trebuie să spun este că m-am uitat foarte atent pe facturile care au venit de la primărie și acolo am văzut o inadvertență despre care vă povestesc imediat. Pe lângă noi trece mașina poștei, cam așa circulă aici poșta și cu un fel de trotinete electrice, nu știu cum să le zic, triciclete electrice, mergem și noi acum spre primărie. Am plecat spre primărie, de acolo vom lua cecurile pe care trebuie să le ducem la poștă să le plătim, pentru că hârtia de impozite îți vine acasă și tu cu ea trebuie să mergi la primărie și pe baza ei iei cecurile pe care le poți plăti ulterior la primărie. Ce vreau să vă spun este că în hârtiile pe care noi le-am primit, v-am spus că am văzut niște inadvertențe și mai exact faptul că facturile sunt mai mari decât ne-am așteptat. Am ajuns la primărie, este o vreme extraordinară, absolut extraordinară și aici, după cum vă aduceți aminte, cred că dintr-un video trecut, este locul unde intrăm să plătim impozitele. Hai să vedem dacă programul până la cât este. Astăzi prindem program, după cum bine vedeți, de la 13 la 16, astăzi este o zi de luni în care filmăm și aici este locul. Sigur, nu o să putem filma înăuntru, așa că mergem înăuntru, facem plata de rigoare, adică dăm scrisorile pe care vi le-am arătat mai devreme și după care vom merge cu ele la poștă să le plătim, pentru că acolo se plătesc taxele și impozitele. Da, după care ne vedem de treabă. Aici este turnul primăriei și după cum cred că v-ați dat deja seama, eu sunt pur și simplu fascinat de centrul orașului de aici, de la Bătania. Un oraș foarte frumos pentru noi. Nouă ne place foarte mult și nu pot să nu apreciez curățenia, ordinea care este peste tot aici. Și este un orașel foarte, foarte mic. Gata, s-a terminat. Avem aici cecurile. Mergem acum spre poștă să le plătim. Și am aflat că mai aveam ceva restanțe, pentru că nu am plătit la timp, așa că o să avem și ceva penalizări. Nu sunt foarte mari, sunt undeva la vreo 20 de lei penalizările, dar asta este viața. Mergem acum să plătim, după care ne ducem la magazin. Vrem să-i cumpărăm la Screpi conserva lui, de care, așa cum v-am obișnuit, i-o dăm de fiecare dată. Am urcat în mașină, plecăm acum la poștă. Cum v-am spus și cu alte ocazii, absolut toate instituțiile sunt aici în centrul orașului. Practic și la pas poți să mergi, pentru că, uitați-vă, nu mă trece canalul ăsta, nu știu exact cum se numește, râul Țiganca parcă se numește, și ajungem imediat aici la poștă.
unde vom plăti și vă arătăm concret cum se face plata acestor taxe și a impozitelor și mai ales care este valoarea pe care noi am și plătit-o anul ăsta. Cu cecurile în mână, aici sunt, am 4 cecuri și o să vă explic imediat de ce avem 4 cecuri și mergem aici spre poștă unde vom face plata, pentru că noi plătim aici cu cardul, am putea plăti și online, dar n-am făcut încă chestia aia să poți plăti online, așa că noi venim și plătim aici, nu știu, așa este eu mai pe retro, aici la poștă. Venim să plătim cecurile astea. Mulțumesc, că sunăm. Ieșim din poștă, aici unde am și plătit. Vreau să vă spun că suma este mai mare decât scria pe hârtie, pentru că am avut datorii. Mare ne-a fost surpriza când am fost la primărie și ne-au spus acolo că de fapt, noi aveam o restanță de anul trecut, așa că i-am rugat să ne pună pe același cec. Nu au pus-o pe același cec, de aceea am avut mai multe cecuri decât era inițial, așa cum v-am spus. Așa că, în total, am plătit 48.000 de forinți. Haideți să calculăm exact cam cât ar fi 48.000 de forinți, undeva în jur de 600 de lei am plătit absolut tot impozitul, cu tot cu restanțe. Și, după cum vă spuneam, noi avem aici în Ungaria jumătate de hectar de teren, plus avem o casă cu grădină, cu curte foarte mare și, iată, pentru absolut toate și restanțe de anul trecut, asta n-am știut, că ne-a rămas o bucată de anul trecut pe care n-am plătit-o, probabil că am pierdut scrisoarea de la primărie, așa că asta este, am rezolvat absolut tot și am scăpat de datorii față de primăria de la Bătania, așa că putem dormi liniștiți. Bine, și cu pormoneul puțin mai subțire. Și, bineînțeles, că stând aici în interiorul poștei, am mai avut o situație puțin neobișnuită. Mai exact, unul dintre urmăritorii noștri pe canal, care este și vorbitor de limbă maghiară, ne-a ajutat cu translația aici la poștă să rezolvăm, pentru că doamna ne întreba dacă nu vrem să ne și facem asigurare pe casă, pe teren, pentru tot felul de situații. Am declinat oferta până la urmă, pentru că vom merge la prietenii noștri care se ocupă cu asigurări aici în Ungaria și o să ne facem într-adevăr o asigurare pe casă. Așadar, asigurarea nu este obligatorie pe casă în Ungaria, ci este recomandată. Asta ne spunea doamna de la poștă și dumneai ei ne spunea că dacă vrei să-ți faci o asigurare pe casă, cel mai simplu este să vii la poștă și doamna îți oferă posibilitatea să-ți alegi din firmele care fac asigurări pe locuințe. Asta este încă o chestiune care mie mi se pare foarte transparentă și foarte ușor de făcut, pentru că în felul ăsta nu umbli pe la tot felul de agenții, de asigurări, de broker și așa mai departe, ci pur și simplu se scurtează tot firul ăsta și omul este mult mai simplu de să-și rezolve problema. Vă spuneam că la Bătania de curând s-a mutat o familie din Africa, despre asta vorbim. Domnul vine să-și plătească factura fără nicio problemă și, așa cum vă spuneam, aici sunt oameni din toate colțurile lumii mai nou veniți, pentru că este un loc frumos și bun de trăit. Gata, am terminat aici la poștă, mergem la magazin să rezolvăm cea mai importantă problemă. Și mai exact, conserva pentru Scrappy, să-i luăm o conservuță foarte frumoasă. Aici la Bătania nu sunt supermarketuri foarte mari, dar cu siguranță găsim produse la magazinele astea mai micuțe. Aici avem un, cum se numește magazinul? Un CBA, adică un magazin specific maghiar, în general cu produse din Ungaria. Aici tot în centru este, v-am spus că totul este la îndemână și haideți că parcăm chiar acolo și apoi vom vedea. Și aici, lângă magazin, lângă CBA, este tutungeria, pentru că în Ungaria țigările pot fi cumpărate doar din locuri special amenajate. Hai să vedem, aici ar trebui să fie conservele. Hai să vedem unde este. Uite aici, aici asta. Așa, hai să vedem. Asta ce-i plac lui. Uite, asta de vițel. Hai să luăm o din asta.
Gata, am terminat și cu cumpărăturile. Mergem spre casă. Aici este orașul nostru frumușel. Hai să mergem să luăm mașina și mergem acasă. Am ajuns la firma unde se plătesc facturile de internet. Asta mai trebuie să o plătim. Este închis astăzi, dar nu nicio problemă. Venim în zilele care urmează, pentru că suntem oricum la zi și cu facturile astea, doar că, da, așa cum spuneam, trebuie plătite. Și cam atât cu plățile de astăzi. Am dat o grămadă de bani. Oricum, e foarte bine pentru că am reușit să plătim absolut toate facturile care erau stringente. Vă mulțumim tuturor pentru faptul că ne urmăriți. Aștept în comentarii să-mi spuneți cum vi se par taxele și impozitele aici în Ungaria, dacă sunt mari, dacă sunt mici. Chiar aștept în comentarii să-mi spuneți care este părerea voastră. Încă o dată țin să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți alături de noi. Nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de abonare cei care încă nu l-ați apăsat. Și din suflet țin să le mulțumesc tuturor membrilor și cei care susțin acest canal prin donațiile lor și prin acele super stickere pe care le pun la aceste videouri pe care noi le postăm. Din suflet vă mulțumim tuturor și până data viitoare, deci din frumoasa Bătanie, din estul Ungariei, vă dorim toate cele bune!